say you're sorry for the way that things turned out to be. You said it, don't say it, 'cause it would be so hard for me to turn and walk away from my woman. Stimată doamnă Angelica Caraman, președinta Comisiei Electorale Angelica Caraman, de prezidentul CEC. Stimată doamnă Dima Alcătei, reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova, excelență domnule ambasador al Letoniei, doamnelor și domnilor, dragi colegi și dragi colegi. Așa cum știți, pe 21 noiembrie, curent, Comisia Electorală Centrală a marcat 25 de ani de activitate permanentă. Cu acest prilej ne-am propus să organizăm acțiunea de astăzi, în cadrul căreia vom plăta 25 de arbori. To celebrate 25th anniversary of CEC, dear ladies and gentlemen, let's announce the anniversary open. Iar locul ales aici, la Grădina Botanică, va purta de azi încolo numele simbolic de Aleea Democrației.
And the place that we've chosen today is going to be called the Alley of Democracy, beginning with this day. Motoul ales pentru această activitate este Împreună creștem democrația. The motto that we've chosen for this event is Together we grow the democracy. Iată de ce la acest eveniment participă membrii Comisiei Electorale Centrale, reprezentanții corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova, prieteni și parteneri de dezvoltare ai Comisiei. That is why we've invited today here the members of CEC, the members of the organization, international organization, and our friends. Acțiunea este realizată cu suportul PNUD Moldova, în cadrul proiectului Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri inclusive și transparente. This event has been organized with support of the PNUD in Moldova and our colleagues. Finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Financed by the PNUD and the United Kingdom authorities. Ofer acum cuvântul doamnei Angelica Caraman, președinta Comisiei Electorale Centrale. I will give the floor to Angelica Caraman, who is chairman of CEC. Excelențe, stimați parteneri, prieteni, colegi, vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați dat curs invitației de a fi astăzi la acest eveniment încărcat de simbolism. Dear colleagues, dear friends, thank you for being here that to celebrate together an event that is full of symbolism. Ne-am propus să celebrăm cei 25 de ani de activitate permanentă a Comisiei Electorale Centrale într-un mod inedit, să plantăm o alee a democrației. We have proposed ourselves to celebrate this event in a special way, to plant 25 trees that are going to symbolize 25 years of existence of CEC. Împreună cu colegii, cu partenerii noștri de dezvoltare, vom planta 25 de arbori. Together with our partners and with our colleagues, we are going to plant 25 trees. Ne-am planificat această activitate pe data de 21 noiembrie, exact în ziua în care am împlinit 25 de ani. We have planned this event on the 21st of November, exactly when we are to celebrate 25th anniversary, but... Dar nu ne-a reușit să împlinim atunci timpul, așa că noi am anunțat turul 2. So we didn't manage to control the weather, so as a result we have organized the second round. Și vă suntem recunoscători că astăzi sunteți alături de noi. We are really grateful to everyone that you are together with us here. Acest eveniment, de fapt, simbolizează diversitatea și incluziunea în alegeri. This event actually celebrates the diversity and inclusion in elections. Și unitatea în acțiuni de consolidare a democrației în Republica Moldova. And unity in democracy strengthening in the Republic of Moldova. Fiecare dintre noi, acolo unde muncim, zi de zi, de fapt, punem umărul la consolidarea democrației, organizând condiții pentru alegeri libere și democratice. Everyone in the place he or she works tries to consolidate the democracy in the Republic of Moldova. De asemenea, este un mesaj de a sensibiliza cetățenii și a le vorbi despre importanța participării în alegeri. It's also an event organized to pay attention to the fair elections in the Republic of Moldova. Și eforturile noastre, alături de colegii noștri de la Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral, sunt îndreptate în a promova democrația și a cultiva spiritul civic. And our aim is to develop the democracy and to consolidate the civic spirit. Încă o dată vă mulțumesc, colegi și prieteni, că sunteți astăzi aici, pentru că împreună, așa cum este anunțat motoul acestui eveniment, împreună creștem democrația. Only together we grow the democracy. This is the motto of our event and thank you one more time for coming here. Și ne dorim să avem în Moldova o democrație puternică, viguroasă. We would like to have in Moldova a powerful and vigorous democracy. O democrație care ne inspiră. A democracy that inspires everyone. Și o democrație care ne garantează
libertate de exprimare, libertate de alegeri și and the democracy that gives us the freedom of speech, the freedom of choice și libertate de autodeterminare and the freedom of self-development. Vă mulțumesc, prieteni, și cu adevărat împreună creștem democrația. Thank you, my friends, and only together we may grow the democracy. Mulțumim mult, doamnă președinte, și așa cum anunțam, această acțiune este realizată cu suportul partenerilor noștri, PNUD Moldova, deci permiteți-mi să ofer cuvântul doamnei Dimal Khatib. Thank you for coming here and we organize this event with the help of PNUD Moldova. I'll give the floor to Dima Khatib. Thank you very much, Mrs. Karaman. Thank you, excellencies and colleagues and friends. What a beautiful day to be here with you to celebrate the 25th anniversary of the Central Election Commissions. Oh, you're fine. And on that occasion, to plant trees and 25 trees on the 25th of November for 25 years of existence. We're very delighted as UNDP to be your partner and companion for more than 10 years now. Of course, in partnership with USAID, with the UK Embassy, but also with so many other partners who are trying hard to advance democracy in Moldova, and I think and I believe it's paying off big time. This event also coincides today, as I was telling Mrs. Karaman, in the morning we inaugurated a conference on climate change impacts on forestry and on agriculture. So with this planting of trees today, we are promoting reforestation in this country, and we are also addressing the impacts of climate change. So thank you for giving us the opportunity. We throughout our partnership with the CEC, we have been working on a lot of issues. I mean, maybe it's important to highlight the complexity of advancing issues. We were just talking also about the upcoming elections and how much preparation that needs. It's extremely important to acknowledge the efforts of the CEC and, you know, the long way and the long path that they have come through. And we wish you the best of luck. We are here. We stay committed to support you and to be with you and to celebrate through these beautiful events outside, although it's a bit chilly, but we're all up for it and looking forward for more. We will be coming and visit the Alley of Democracy to see how the trees are growing and to keep that celebration going for generations to come. I think it's a good, it will mark it well to have these trees planted on this day. So thank you. I'm looking forward for more. Thank you very much. Mulțumim mult. Gazda acestui eveniment, după cum vă dați bine seama, este Grădina Botanică, fapt pentru care vrem să mulțumim încă o dată administrației pentru deschidere și pentru faptul că au susținut această inițiativă frumoasă a Comisiei Electorale Centrale. Și este firesc să oferim acum și cuvânt domnului director Ion Roșcă. The host of this event is the Botanical Garden. Thank you for hosting us and we'll give the floor to Ion Ciobanu, who is the manager, the administrator of the Botanical Garden. Onorați oaspeți, este o onoare pentru noi de a găzdui acest frumos eveniment. Dear guests, it's an honor for us to host this event. Pentru noi este o onoare dublă, deoarece noi plantăm pentru prima dată niște exemplare pe care nu le-am mai avut în grădina botanică. It's a double event because today we are planting some trees that we've never ever had in the botanical garden. Deci prin cu suportul Comisiei Electorale Centrale și a partenerilor, noi de asemenea facem parte sau ne pliem pe prioritățile Republicii Moldova de a contracara schimbările climatice, într-un cuvânt. Together with the Central Electoral Commission and our partners, we joined the charitable event to fight against climate change, not only in the Republic of Moldova but worldwide. Prin monitorizarea ritmului de creștere, prin faptul de a vedea cum cresc și se dezvoltă ei,
ca ulterior să putem recomanda în economia națională pentru înverzirea spațiilor verzi din zonele rurale și urbane ale Republicii Moldova, fapt care de asemenea contribuie la schimbările climatice, deci la diminuarea schimbărilor climatice. We are going to see how these trees grow, and furthermore, if the process is beneficial, if they grow according to our expectations, we are going to plant some more trees both in cities and villages as well. Deci este și o simbolistică pe domeniul sau pe segmentul de cercetare, deoarece Grădina Botanică este instituție responsabilă de a veni cu recomandări și cu implementări în sectorul forestier, să zic, și în sectorul de amenajare a spațiilor verzi sau de amenajare a teritoriului, cu noi specii, specii care sunt din ce în ce mai aclimatizate, acomodate condițiilor prin care de fapt trecem acum, condițiilor de schimbare a climii. The Botanical Garden is not only a public park, but it's also a research institute. So as a result, we are going to monitor closely the growth of these trees, and we have to know if they are going to be grown in our country in future. Totodată mulțumesc, prin acțiunea respectivă noi contribuim și la înfrumusețarea aspectului peisagistic din cadrul grădinii botanice. Mă repet, cu 25 de arbori care sunt diferiți în felul său, care sunt aleși pe sprânceană într-o cuvânt, sunt aleși de cea mai înaltă decorativitate, sunt plantați acum în sectorul care este sectorul central, să zic, la intrarea centrală, deci este cu un loc de frunte. We are going to plant these 25 trees in a central place, so it's going not only to be a symbol for the botanical garden, but it's also going to be a remarkable event to beauty, to make this garden more beautiful, right at its entrance. Deci mulțumesc încă o dată la toți partenerii care au contribuit la organizarea acestui eveniment și îi invit pe doamna președinte ca împreună cu mine să plantăm primul arbore, cumva să facem un lot sau o demonstrare a faptului cum se plantează corect, ca ulterior toți oaspeții pe care sunt astăzi cu noi aici să procedem la procedura de plantare propriu-zisă. I'd like to invite Ms. President to plant the very first tree, so furthermore we are going to invite everyone to plant the rest of 24th. Poftim.
Shall I help you a bit, ladies? Yes, please, come in. Otherwise, I like, of course, work, especially, you know, yes, watching how others work. Yeah, this is step on the left. Okay. Come more often, you know, you will see how it grow and how